A venit vremea să ne bucurăm că misiunea i-a dat din nou. Dacă am avut momente de evangelizare cu ei în orașul Galați, acum a venit vremea să ajutăm localitatea Cosacii Negri din Galați, mai exact familiile care au fost afectate de inundații. Împreună cu misiunea Eldad am venit la o familie care le-a fost luată mașina de spălat și nu numai, printre toate lucrurile care le-au fost inundate și distruse, am venit să le aducem o mașină de spălat, un aragaz și spun din toată inima, Dumnezeu să fie slăvit pentru toate. Amin. Mulțumim pentru mașina de spălat și pentru aragazul care ne l-a dat, pentru că și noi tot ce am avut în casă, totul s-a pierdut, căci mobilier și tot ceea ce a fost electronice și tot ce am fost de bucătărie, toate s-au dus. Dar mulțumim pentru ajutorul și Domnul Iisus să le răsplătească fiecăruia care s-a ostenit și a contribuit la aceasta. Domnul să vă binecuvânteze. Mulțumim în numele Domnului Iisus. Vă mulțumim frumos în numele Domnului pentru tot sprijinul. Dumnezeu să vă răsplătească și El să vă binecuvinteze pe toți. Am ajuns la o familie cu 9 copii, sunt 7 copii acasă, minori. Sora Mioara face parte din familia aceasta, este soția fratelui Daniel Moise, păstorul din Cosaicii Negri, care ei însuși au fost afectați de ape. Apa a fost de 80 de centimetri în curte, au intrat și în casă, au inundat electrocasnicile și acum misiunea Eldad, prin Harul lui Dumnezeu, le-a dăruit o mașină de spălat nouă, un aragaz nou, să poată să continue viața. Vă mulțumim și Dumnezeu să vă răsplătească tuturor. Frate Daru, ce ne poți spune? Spun, cred că situația este foarte grea și facem ce putem cu ajutorul Domnului. Unde mergem acum? Mergem la o familie cu 3 copilași, la fratele Petrică. Dragilor, dacă săptămâna trecută era nevoie de mașini de spălat, vreau să vă spun că de săptămâna asta nu mai e nevoie de mașini de spălat. Noi am fost săptămâna trecută, am revenit săptămâna asta tot aici, în zona, în zona afectată de inundații, în Cosacii Negri, în Cudal. Săptămâna trecută am dus la câteva familii care aveau nevoie mare, la familiile cu cei mai mulți copii din zonă. Nu mai e nevoie de electrocasnice pentru că guvernul a dat sau dă vouchere pentru electrocasnice fiecarei familii care a fost afectată de inundații, dar o putem face în alt fel. Suntem aici ca să vedem exact nevoia de pe teren. Să știți că e un haos total. Vin multe, multe lucruri și multe dintre ele rele. Vin și lucruri bune, dar oamenii n-au nevoie de tot ceea ce trimitem noi.
de multă hrană, că n-au unde să depoziteze, de fiecare a trimis ce a putut el. Da? Povestea păstorul că deja depozitul, o hală foarte mare de 1600 de metri, cred că e plin și multe dintre ele a zis că sunt lucruri care nu se pot folosi. Așa că haideți să fim înțelepți, o să vă transmit de aici lucruri care le putem face concret, de aia suntem aici, ca cei care v-ați implicat să aveți bucuria asta că putem face un lucru de care chiar au nevoie oamenii ăștia. Dumnezeu să vă binecuvinteze, vă mulțumim că ne ajutați, că vă rugați pentru oamenii ăștia, Dumnezeu să își arate slava în toate.